Sunt curios cât puiet avem în cele mai puternice stupi. Habina are. Avem două corpuri de 3x4. Am scos o ramă de sus. Ramă goală. De la umiditate s-o mucegăit. Nu știu cum să scot ramele să nu se miște telefonul. Stupul este prea jos. Nimic. Sunt cam uscați. Le dăm sirop, dar mai trebuie să venim peste 2-3 zile, încă o dată, când n-au miere deloc. Ceva puiet avem. Trentori. Și să mișcă telefonul. Bine, nu vrea să meargă jos. Trentori, în principiu nu avem probleme cu varoa în momentul de față. Să zicem, prima ramă cu puiet. A doua. Ele distrug ramele unde punem baivarolul sau poate că a fost apitrat înainte. Am folosit apitraz peste iarnă. Astea sunt rame vechi. Cred că are 4 jos. 4 și ceva. Deci este o at. Și să vedem cât are în cat. Deroit. Intră în frig, uite, roitului așa ușor. Posibil când o să avem 12-13 rame de puiet și un număr mult mai mare de albine, nu vor să meargă jos. O să le pun cartul încet înapoi. Ramă la clădit, polen și miere.
puțin puiat. Când ecluzionează va fi o armată mai mare. Catul superior era plin cu miere, încă avem coronițe. Deci matca a fost pe partea de jos timp de iarnă. Uitați matca. Cam atât, ultima ramă este goală, fără puiet. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, dar nu sunt complete, să zicem 3, cu cele 5 de jos, o ramă de puiet. Nu-i rău. Mai merge încă 3 săptămâni. După 20 septembrie e posibil să intre în frigurile roitului. Și până are loc matca, nu o să avem probleme. Toate sunt bune. Două corpuri. Fața lor, partea respectivă, deja am terminat-o. Am dat sirop. Aici urmează. Asta este mai puternic. Are 6 rame de puiet, mai are 8. Tot 6 rame de puiet. Deci fiecare are 6 rame de puiet. Cam atât.